măcar 60. Te-aș întreba dacă simți că există o presiune crescută pe Dan Petrescu după ultimele rezultate. Există, normal, cum să nu existe. Mai ales că nu e obișnuit să nu câștigăm și să nu fim acolo sus, în clasament. Chiar dacă există argumente obiective, normal, pentru că vorbim de un antrenor care a adus multe trofee în ultimii ani la CFR Cluj și am obișnuit suporterii cu rezultate. Din păcate, trecem printr-o etapă de tranziție în care, repet, situația financiară a trebuit să fie reparată, ăsta e cuvântul potrivit, și nu se putea face fără sacrificii. Ori s-au sacrificat multe lucruri, inclusiv performanța, din dorința de a salva clubul. După cum observați, chiar dacă am câștigat campionatul în primul an în care am venit la CFR Cluj, am avut în nenumărate rânduri intervenții în care trebuia să dezvolt cuvântul sau să ne apărăm și să explicăm că nu luăm în calcul un eventual faliment. S-a discutat de foarte multe ori în acea perioadă, iar dacă acum nu mai avem un asemenea subiect, doar datorită faptului că s-a lucrat în acest sens și nu reușeam să salvăm clubul fără colegii mei. Din păcate, am avut de ales salvarea clubului sau performanța. Și ați ales clubul salvarea clubului. Clubul e mai important decât orice. Da, da, da. Înțeleg că a fost stabilită și data restanței cu Oțelul Galați, nu? Jucați într-o luni, parcă. Da, da. Pe 11 noiembrie, după ce jucați și voi și Oțelul cu 3 zile înainte, vineri, în campionat. Da, este foarte greu, a fost foarte greu de făcut această programare din cauza programului încărcat pentru echipele naționale și a numărului mare de jocuri din competițiile europene, unde televiziunile au de transmis sau transmit meciurile care se desfășoară în Conference League, Europa League și Champions League. Acest nou format a adus mult mai multe meciuri pe care să fie transmise și mult mai puține date în care meciurile amânate să poată să fie desfășurate. Din acest punct de vedere a existat un dezavantaj și e greu de acceptat și înțelegem echipele care nu sunt implicate în competițiile europene au oarecare supărări. E justificat pentru că e normal să fii deranjat, echipa este într-o perioadă foarte bună și te trezești că nu joci un meci din cauza adversarului care a amânat pentru competiție europeană o anumită etapă. Dar se poate întâmpla oricui și atunci când ești în competiție europeană, atunci privești diferit lucrurile față de echipele care nu joacă. Da, e etapa 16, mă uit acum clar, în care vineri voi jucați la Dinamo, nu? Da. Și Oțelul are acasă cu Botoșaniu. Urmând ca peste 3 zile să jucați Oțelul cu CFR Cluj la Galați. Cred că echipa rămâne în București, sau în zonă cel puțin. Acolo, da. În acea perioadă. Rămânem acolo. Spune-mi, te rog, ca ultimă întrebare. Se simte în Cluj faptul că Cluj e liderul Superligii și cum îl simțiți voi la CFR Cluj acest lucru? Ne bucurăm că există meciuri cu miză atunci când jucăm împotriva celor de la Cluj. De fapt, oricând au fost. Ăsta este adevărul. Indiferent ce poziție au ocupat cele două echipe în clasament, meciul a fost important. Atunci când s-a jucat împotriva celor de la Cluj în Gruia, nu anticipam, sau mă gândesc că erau priviți diferit. Încet, încet au acumulat puncte. Pentru ei contează faptul că nu joacă în nicio altă competiție, ei joacă doar în campionat și acest lucru îi ajută. Comparativ, de exemplu, cu cei de la FCSB care au 3 competiții, situația e mult diferită. Noi jucăm și în Cupa României. Atunci când ai un buget asigurat, oarecum e simplu să construiești. Voi, cei la CFR Cluj, îi considerați pe cei de la U Cluj contracandidați la titlu? Eu, conform poziției în clasament.